acesta. Acesta-i testul. A, aveți... Deci clasa a 8-a. Au ele două profesori. Da. De aici? Toate exercițiile. Da, vreau, da. Da. Sisteme de două rigoase de brațul plin cu două nemnosuri. Asta o făcut. Hai, vreau. Rezolvați prin metoda substituției sistemele. Le-am făcut testul. Rezolvați. Da. Sistemele. Foarte, mă, mă, de la făcut. Pierdă. Neluna, hai să le facem dacă e, da? Nu. Rezolvați sistemele. X minus 2 pe lângă Y plus 3. X minus 2 pe lângă Y plus 3 plus 5. Să fie egal cu X plus 1 pe lângă Y plus 2 plus 8. Deci, de ce? Da? De ce? Și este? Și x minus 2 la a doua minus y plus 3 la a doua egal cu x minus y pe lângă x plus y plus 5. Aici, ce dificultate ați avut? Eu înțeleg că ați avut o dificultate. Nu, ne dau din la pregătirea română și m-au știut să-și facă de eu. Foarte. Foarte. Da. Era la hai să faci. Mai bine. Paria se vorbească. Scrie 0,2.
acolo 5 ca 5 pe 9. Da. 15 pe 9. 21 pe 10 lire. 26. Și acolo... 11 pe lângă. 11 pe lângă... 2 supra 99. Da, da. 2 pe 99. Nu vezi două cifre de note. X. Egal cu 12 minus 12 și de acum echipare, sus repede zicem 50x, nu? Că nu mai simplifică nimic aici, nu văd 50x minus 9 ori 2 18 189y egal cu 26 ori 260 ori 9. Da, corect. Da? Și cealaltă, 11 pe lângă. Hai te rog. 11 pe lângă 2x minus 99. 2x minus 99 y pe 99. Este egal cu 12 minus 12 pe lângă... N-am ce face, că dacă dau pe 12 se simplifică cu ceva, nu se simplifică nimic. Lasă așa, deci 12 minus 12 e. Și se face calculul în sine, adică... Ce urmează cu 50x minus 0, 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 0
Plus 9 y egal cu 108. 108. Ce ai
pe 9 minus 2 plus 10 y, când era plus acolo, unde? Păi avem 0. Plus, așa. Deci plus aici. Da, e plus atât, da? N-am lucrat pe aia. E plus pe fiecare. Plus. Bine, că e întrebat, că... Acum am plus 0. Da. Sunt niște numere care, sigur, o pot să... Așa, da, acum noi am ajuns aici. Da. Așa, poți să știu. Cum facem aici? Zic să amplificăm pe a doua cu 25. Pe a doua cu 25, da? Da, și apoi le scădem și... Minus. Da. Cu minus 25. Sau îi scădem pe aceea? Dacă zici minus 25, le adun. Da. Da. Hai, cum vrei. Și de ce am zis? Nu mai cauți, nu am zis când sunt acolo, lăsați așa. Hai, acum că am muncit acum, dar hai să facem și n-am zis. Păi duce până la capăt. Exact. Deci, 50x plus 1189 y egal cu 2340 minus 50x minus 225 y egal cu 8 ori 25 minus 8 ori 25, da? 2700. 2700. Tragem linie și se reducește așa, aici îmi rămâne. Și acolo rămânia să vedem. Cu minus o să rămână, nu? Da. 225 minus cât? Minus 36. Minus 189. 36. Minus 36. Și acolo tot cu minus o să dea. 2700 minus 2340. 360. 360, da? Au, ce frumos, da. Y egal aici cu 10. Cu cât? 10. Y cu 10. X-ul... Este 2X plus... Uitați, 2X. Aici, da? 2X plus 9, plus 9... 10. 90. 90. Eu îi dau 108. 108. Și X-ul este egal cu 18, 2X egal cu 18, X egal cu 9. X egal cu 9, da. Soluția este cu frumoasă, dar noi calculul destul de ciudat. Da. Păi tocmai de care asta o să facă, dacă ei... Ajung la o soluție interesantă. Și aici am una din trei stele, deci din trei stele, da. Pregăba sistemele. 3 pe lângă 3x minus 2y. 3x minus 2y. Plus 2 pe lângă 2x minus 3y. Lângă 3x minus 2 pe lângă 2x minus 3y. 2x minus 3y. Și va spun. Și 2 pe lângă 3x minus 2y plus 3 pe lângă 2x minus 3y egal cu minus 1. Aici ca să vădăm asta cu un A și ăsta cu un B. Ca să fie mai... Da, și dacă desfac paranteze, nu se întâmplă nimic. Ori notez așa și vine 3A plus 2B și 2A plus 3B. Și de ce din 3 stele din ușoară? Nu știu, nu e un motiv special aici. Dar noi îți desfacem aici paranteze. Desfacem? Astăzi. Deci 9X minus 6y. 6y plus 4x minus 6y egal cu 1. Și 6x 6x minus 4y plus 6x minus 9y egal cu minus 1. Aici va fi cu 1. Ia zic, păi facem de asemenea întâi. 9x și 4x plus 3x. Așa, 3x plus 3x. X, nu? Minus 12y egal cu 1. Da, și acolo 12. X minus 13 Y 13 Y egal cu minus 1. Le adunăm. Da, dacă nu mă atât de atun, atunci vine cât 25 X minus 25 Y egal cu... Păi le adunăm și dacă le adunăm, de ce? Le adunăm și dăm faptul 25. Da, și vine X egal cu Y. Da? Și folosim oricare din ele cu X egal cu Y. Da. Și atunci 30 x minus 12 x, adică x egal cu 1. Da. X egal cu y, egal cu 1, soluție. Exact. A, de asta? Nu, nici nu. Mă gândeam la notația asta și 3a plus 2b și 2a plus 3b egal cu minus 1. Are a egal cu b egal cu 1 și sunt toate la soluții și acolo găsea x egal cu y. Și ar trebui de o răsușurăm și puteți să le face și singur. Domnule, vreau să vă arăt ceva. Poate noi nu interpretăm greșit. Uitați, și subiectul următor este aceeași diagramă. Asta este diagrama care s-a dat anul trecut. Uitați, da, da. Asta este. Da. Uitați aici cum arată. În mod de ele, număr ele.
Și uitați, notele sunt aici și aici noi am zis că e elevii, că așa este și răspunsul. Da. Ce înțelegeți în asta? Da? Exact, pentru că următorul test e tot așa, domnul profesor, uitați-vă. Păi, diagramă. El când indică așa pe orizontală, înseamnă că îți indică că aici sunt numărul de elevi. Și de ce pune bulina asta? Și zice pentru, că e numărul de elevi? Pentru că se referă la trimiterea asta, numărul de elevi pe orizontală. Deci pe orizontală numărul de elevi. Păi da, el zice că bulinuța aia, adică chestia aia care se ridică așa, e numărul de elevi. Nu, nu, nu. Ba așa, uitați-vă la culoare. Nu, 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 nu. Deci numărul de elevi îmi indică că mi-l pune pe... Mi-l pune pe... Uitați-vă un pic la următorul, ca să am înțeles. Uitați-vă că de asta zic e mai mare. Uitați-vă, tot așa dă. Vedeți? Sigur, sigur. Și atunci înseamnă de fapt că nu e așa. Deci... Nu este am rote și la ele, dar cum e, nu trebuie să fie până la 8. Deci, și pot respectiv. Aici sunt numărul de elevi, pe verticală. De-aia îmi spune aici. Asta până aici, din pagina nu. Și așa mai departe, da? Deci, bulina asta face referire, practic, și numărul de notelor, nu? Numărul notele care se obțin sunt de la 1, 2, 3, 4 până la 10, iar numărul de elevi de la 0 începând. Deci numărul de elevi pe verticală. Și când îmi taie cu orizontala asta, face referire la verticală aici. Da? Deci tu trebuie să fii mai atentă la testele astea și să analizezi multul diferit de fugitiv și ai dat răspunsul. Părmutele sunt la 1 la 10, deci, trebuie să înțelegem bine ce e pe orizontală și ce e pe verticală. Așa. Da? Iar în loc să fie doar o liniuță și la intersecție, asta vreau să spun autorul, în loc să fie o liniuță, știi că noi cum reprezentăm? Ducem paralelă și o paralelă. Atunci spune că verticala asta este mai îngroșată. De aceea îți reprezintă... Deci nu ții cont de aia, nu-ți un dizar fi noti, notele fixe, cum voi zic domnul profesor, și ele sunt în partea asta. Deci noi când reprezentăm punctul, zici mie, am de coordonate 2, 3. Cum reprezentăm punctul de coordonate 2, 3? În sistemul de axe, luăm x-ul 2, da? Și y-ul 3. 1, 2, 3. Și ăsta e un punct. Da? Un singur punct. Dar ai aici. El îmi spune că nu va reprezenta punctul atâta, pur și simplu. Că putea să îmi spune aici notele care sunt de la... 1 la 10, de la 0 la 0, 1, 1, nu, de la 1, da, 1, 1, 1 2, 3, 3 și mai departe, până la 10. Și cei care au luat nota 2 sunt în număr de 3 și reprezentat pentru un punct. Dar spune că nu simplu punct, ci punctul ăsta îl vede așa. El vede ca un pătrățel. Nu-l vede ca un X, da? Cum nu-l notam noi. Noi nu spunem punct atâta. Da, noi făceam chiar așa, de coordonate, da. A, așa, făceam un X acolo. Dar el spune, îl văd așa, ca un pătrățel. Și atunci înseamnă că îl vede ca un pătrățel. Așa trebuie să-l verifice. Așa trebuie să-l pune, adică să vadă coloana asta toată negrită. Deci face o convenție pe care o stabilește el că la intersecția dintre 2 și 3 nu pur și simplu așa, ci merge pe o bucată mai largă ca să citești mai, să fie mai vizibil ochiului. Da. Deci asta vreau să spun. Că, spre deosebire de ce faceți voi la grafice, când reprezentați graficul, eu aici viu și stabilesc așa, vreau să înțeleg. Nu printr-un punct, ci printr-un pătrățel. Și pătrățelul ăsta, pus unul lângă altul, înseamnă toată coloana asta. Bine, îngroșat. Da, așa. Dar tu pentru nota 5, 3 elevi. Pentru deci nu e nicio confuzie. Exact. Nu e nicio confuzie. Pătrățelul acela vine să stabilească ce înțelegi tu prin liniile astea îngroșate. Da. Ia viteza care știți, s-a dus o sub pătrățelul ăla îngroșat cu ordine, v-a zis că la e cu ordine, la nota 5 ai s-a dus acolo, gata, o dată altă răspuns. Da.
El putea să facă asta, ca reprezentare grafică, și în felul următor. Da? Deci am fi făcut, o zis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și 10, da? Note. Exact. Numărul de elevi. Începem de la 0, să înțelegi că e și 0, la intersecții cu știi noi să... Da. Aici o să fie 0, aici 1, 2... Nu-l mai pune pe toate. Ați observat? Nu-l mai pune pe toate. 1, 2... Nu. Note 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ăla se lege, nu sunt note. Nu, elevii au văzut. Exact. Da. 0, 1, 2, 3... Și mai dăm 8, 4, 5... 5 nu, 6... Și oricum nu trebuie să 10, zicea că putea să fie 0 de 10, știi? 8, 8, da. Dacă și nouă, dacă ar fi avut și 10, dacă ar fi fost... Păi dacă l-aveam 10 de 10... Ar fost o confuzie, de zic, nu? Da. Nu. 10 și 11... Așa, ceva, deja, dacă ai dat 11, îți dai seama că mai sunt notele acolo. Da, categorie. Dar putea să meargă și până la 10. 10 de 10? Sigur că da. Și cu bulina aia, data ta, era într-o confuzie totală. Da, da. Destul de puternică în condițiile astea, da? Bun. Dar aici el este drăguț, mai drăguț și nu se duce până la 10. Exact, până la 10. Și de-aia. Și în momentul în care s-a fi dus până la 10, ar fi creat confuzii, cum spunem. Da. Dacă se ducea, nu se ducea, lasă până la 10, putea să ducea la 11, 12. Dar s-a fost la 8. Sau la 8 și a fost ok. Exact. Și acum, când spune 2, 3, bă, da, 3, obțin un singur element de obține, da? Da. Și odată trebuie să spune. Exact. Și era mai clar. Da? Nota 4, obțin câți elevi? 4, 2 elevi. Doi elevi. Da? Nota 5. 3 elevi. Nota 5, 3 elevi. O să-și reprezentăm numai punctele în plan. Exact. Și de asta, câți elevi obțin nota 5? Eu m-am după plină aia, totul singur. Ăla cu ăsta. Știți? Da. Și acum el pune, pare sărăcuț așa reprezentarea asta. Și eu convin să pun așa. Da? Și da? Și chestia asta. Exact. Și eu convin aici la fel pentru fiecare. Și ca să nu vă creez vouă emoții, spun că am folosit pătrățelul ăsta pentru a îl mișca în sub și jos. Ca da, ori. Și dar mai acolo s-o confuzie. Da, și acolo s-a creat așa că acela ce reprezintă. Dar, repet, asta se vrea în desen când se face reprezentarea grafică pentru a arăta cât mai plăcut ochiului și cât mai sugestiv. Nu simpla liniuța acolo la intersecție, ci de așa. Deci eu și Maria, că am făcut toate trei testuri, ne-am dus corect, ne-am dat seama că le-a spus modele și că ea se elevi, da. Iar mi-a spus invers. Pentru că eu am văzut bulina, i-a spus strict de aia și am fost strict de aia. Eu înțeleg că la deci am mai luat și ce la numărul de elevi. Da, și te-au văzut de toată țara pentru exact. Chestia asta. Păi mă vedeam și eu de seama. Și da. Ea, cum adică, dacă scrie așa, mă, cum adică, dacă așa ea se bătea acum pentru aia ce deși sunt. Tot atât de multă dreptate avea și ea, dar atât dintr-o slăbiciune. Dintr-o slăbiciune. Pentru că el ți-a reprezentat ție chestia asta și el s-a acoperit că prin asta așa trebuie să încroșească. Iar din cauza aia au greșit, din cauza pătrățelul ăla au greșit. Când au trebuit și eu fost de la 9 la 10 la... De la 1 la 10. Da. Înțelegeți? Dar ea tocmai când a fost acolo numărul de elevi, gata, au zis că ăla e numărul de elevi, care se duce pe aia cu plasă în jos. E așa o interpretat, știți? Da. Ai cu 5 elevi al oamenii a 3, nu la 3. I-au pus la minus, știți? Da, da, da. Vreau să mai avem un pic de timp să-i facem o problemă scurtă, domnul profesor. Deci, în figura 3 se reprezintă o piramidă patrată regulată, VABCD. Deci, în importanță. Avem VABCD, piramidă patrată regulată. Piramidă patrată regulată. VA egal cu 35 decimetri.
de A. De A. 3 și 5 decimetri. Și AB 6 decimetri. El este mijlocul lui AD. Adică MA egal cu MD. MD. Da. E zis mijlocul lui AD. AD. Da. Arătați că VM e la lucrați decimetri. Asta vă numesc ușor, nu știu. În concluzie, să arătăm că... VM e la 6 decimetri. VM e la 6 decimetri. B. Calculați, aici avem una fugi. Calculați câte grame de vopsea sunt necesare pentru vopsirea suprafeței laterale a variantei, știind că pentru vopsirea unei suprafețe de un decimetru pătrat, se folosesc 30 de grame de vopsea. Pentru un decimetru pătrat? Se folosesc 30 de grame de vopsea. Și să arătăm, să calculăm câte grame de vopsea sunt necesare pentru vopsirea suprafeței laterale a piramidei. Are laterală. Are laterală a piramidei. Avea ABCD, piramide pancratere îngurată, bazele da. Sunt pătrat, fețele sunt triunghiuri isoscele și la lateral va fi 4 perimetru, 4 ori latura AB, 4 ori 6, nu? Că 4 ori apodema. Adică vă nu trebuie apodema. Păi da, e un dreptunghi, are lateral cu 4, nu? Dreptunghi e piramidă. Aia e piramidă, e triunghi, da. E triunghi, e isoscel. Așa. Vâmul ia cu tema, că de asta la punctul au pune și o calculează. Și zice că e 6 decimetri. Deci A, A, B, da. Mă, e pe A, B. Parcă așa. Sau pe M, D, pe A, D. A, B, C, D. Da, da. O notat așa. A, B, C, D. Și să trebuia respectată figura. A, B, A, B, da. C, D. Și de aceea da. Iese de A, D. M. Dar nu, A, D. Nu vine diagonală? Nu, că începe de aici. D, A. Aha. D, A. Bun. A, B, C, D, D, A. D, A. Puneți în loc de A, D. Da, da. D acolo. A, D. Nu, invers. D. Bine. Așa este la figură. Aia, bine. Da. Asta e fața. Exact, asta e fața. Da. Bun. Ca să mergem repede, înseamnă că AB toată era de 6. 3. VM cât este? 6. Să arătăm din 6, deci cred că e 6. 8, simt. Da. 6, da. Că știm unghia. Da. 35. Nu are adăugă cu 3 fiecare? Da. 3, 3. Cred că merge destul de... decimetri peste tot, în așa și unitate de măsură. Da. Deci asta e 3. Asta e 35, văd aici. Aia e 35, deci e 3. Aia. Nu știu, D, A, cât e toată? A, D, A, e 6, văd. Ați văzut 3, 3. A, V, e 6, da? E 3, 3. Da. Și atunci, asta e egal cu 35 la pătrat minus 9. Nu. Și eu ce vreau? Și 6. Nu cred că e 6. Atunci mă mai trebuie să fii 3,5? Nu. VA e egal cu 3. 3,5 e un spațiu acolo, știi? Crezi că e 3,5? Nu știu, scrie 3 spațiu 5. 3 spațiu 3,5 și asta apare drept ipotenuză, merge. Vezi? 3,5 și asta nu știu dacă va fi 6. Nu poate să fie 6. Așa că e 6. Nu. Bun. Ce sunt greșelile în partea asta? Doamne, am greșit la greșelile. Și eu am scris acolo. Da, de ce vrea e de 3,5 decimetri și ăsta e de 6 decimetri, cum că e în jocul la D. Păi cum spui 6 aia, dacă acolo e 35 sau 3,5, tot nu de 6, nu? Dă nicotenuța. VM e de 6 decimetri. De din cine se iasă 6, câte vreme toată AB... Hai să aflăm dacă invers să facem. Da. 36 și cu 9. Da. 36 și cu 9 dă 45. 45. 3 radical din 5. 3 radical din 5. 3 radical din 5. Dacă e radical acolo. 3 radical din 5. Deci, 3 radical din 5.
De ce era și nu l-am făcut ce să facă, practic. Și nu l-am mai făcut. Și copiii săraci. Teorema bisectoare este greșită. E greșită și teorema bisectoare. Bun. Și atunci este șase. Așa. Și acum hai să vedem area laterală. Laterală egal cu 4. Da. 4 ori. 6. 6 e apropie, m-am zis. Spre 2. Da. 4 ori... Nu, 4 cu 4. 6 ori 6, 3 6. Așa, 6 și 6. Da. Da. Și 4 ori 6. Deci sunt 4 fețe laterale. Da. Supra 2. Supra 2, simplificăm. 3, 6 ori 2. 7 ori 2. 72 decimetri pătrați. Bun. Și un decimetru pătrat, pentru un decimetru pătrat, știi că pentru obținerea unei suprafețe de 1 decimetru pătrat se folosește 30 de grame. Și răcirea? Cât îl obțeasă mitrevii? 72 ori 30 de grame. Sigur că da. 72 ori 30. 72 ori 30. 3 ori 2 ori 6. 3 ori 7 ori 21. Grame, nu? Da. 2000 de grame, care înseamnă cât? În kilograme. În kilograme cât înseamnă? 21,60? 2,60 kg. 2,60 kg. 2,16 kg. 2,16 kg. Da. Bun. Da. Ce bun e urmă. Ce bun, ce? Nu mă cerut în kilograme. Păi zi, eu că nici... Da. Deci, nu sunt deloc, pur și simplu, testele acestea. Doar partea, subiectul 3, cred că prezintă-o aia. Aici suntem. Da? Deci... Ea fuge din transformările astea, de căpetii vopseale, calculat, fuge, se scrie linia mea. Dar de ce? Nu, e deloc. S-a pus problema la pare laterală. Știi procedele, știi exact raportul? Atât, atât, ce înseamnă de câte ori? De câte ori se cuprinde, nu? În unitatea de măsură pentru cât ori fost ai putea spui la 3 decimetri, la nu știu cât să folosesc, la 3 grame. Și atunci tu vezi de fel și tu cuprinde și dai seama. Da, vedeți, de exemplu, la fiecare problemă, la subiectul 3, la ultima problemă e așa, calculați area suprafeței cartonului folosit pentru confecționarea cutiei. Deci dacă area suprafeței cartonului folosit pentru confecționarea cutiei reprezintă 110% din area totală a cutiei, determinați, de-astea funcție, știți? Deci sunt, fac perde, sunt perdere pentru confecționarea cutiei aceea. Nu? Și de ce zici 110%? S-o folosim. Da. Și asta înseamnă că tu afli area laterală a suprafeței respective și pentru a găsi ce material sau cu... Da, faci 110% din asta, adică va fi mai mult. Când mulțești cu 110% înseamnă 110 pe 100. Ori 110 pe 100. Da. Da. Și faci și faci. 50. 11 pe 10. Deci, nu. Deci, 1,1. Ce dă acolo la aria? La... Și am înțeles 1,1. Da, adică încerc să o înțelegi, nu știu ce e. Nu căutăm să facem mecanic, chiar fugim. Încercăm să fugim din partea mecanică. Deci sunt pierderi ce înseamnă că se folosește mai mult, deci mulțim asta că tu acoperim cu 110%. Cât spun el, a fost suprafața anterioară, nu? Da, ei săptămâna viitoare au simularea. Joi. La Marte. La Marte, da. Și luna română. Luni acum? Da. La simulare la română. Săptămâna care vine cu ambele simulări. Da? Și la 12, 11, 18, toți odată vă să dea. Mai fost schimbat, nu știu, de pe 13 până pe asta, pe 15 la Marte. Și am văzut pe 16. Nu știu nici pe 16, ok. Am înțeles că la cei de pe 5, 6 și 7 îi dă drum acasă în ziua aia și pot să lungească joia cu bine, dar știi să fac un weekend iar prelungit. Da. Rămâne să lucrăm în continuare testul acelea, dar din ele căutăm ceva exact mai interesant după acele lucruri care sunt banale. Voi le voi uitați decât de voi asta merge la pe o mulțire și o mulțire și mai sunt acolo tot felul de lucruri. Și neclarități le discutăm. Da, neclarități, așa cum am discutat aici. Practic aici, ca să nu mai existe confuzie, înțelegeți că asta e problemă. Și elevii spus ceva asta,
da, nu că vrea ce scrie acolo, nu? Chiar dacă el scrie clar că e... Da, poate fi o altă problemă. Poate nu cu elevi. Poate fi o altă problemă, nu cu elevi și cu noi. Da, ce poate fi? Dați-mi un timp. Nu știu... Se cultivă atâta grâu, raportul acesta aș reprezenta grafic. Dar trebuie să zic el clar care își pune. Da? Da, 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 da. Nu ca aici. Tu îți dai seama din ce spune, dacă acolo, analizez pe partea asta sunt kilogramele care s-au obținut la hectar pentru grâu, porumb, zice. Trebuie să-mi zică, nu? Da, dar vom vedea exact. Bine. La suprafețe aici. Exact. Vezi, 10 hectare, 20 de hectare. Analizez asta, da. Așa. Și dincolo vezi kilograme. Înseamnă verticală sunt kilograme și verticală sunt... Exact. Deci te trimite autorul acolo. Analizez nu știu ce revii de așa. Dar nu ce revii în ori. Da. Bine, hai să vă întrebăm. Deci îți faci un sintetul ceva? N-am avut aici ce faci. Ce sistem de ecuație? Așa, așa. Ce sistem de ecuație? Cu două recunoscute. De ecuație cu două recunoscute. Un pic aria acolo, dacă vă știu. Aria laterală pentru lateral. Reprezentarea grafică am spus. Da, 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 da. Da. La revedere! La revedere! Nu uitați de like și share, se abonați la Provolone.